că în general așa se face. Că exact cum v-am spus, învăț. Am apucat să învăț și termie și de toate. Nu am obligația. Și atunci există varianta să se închirieze niște cazane, dacă într-adevăr e problema acolo. Primul lucru la care nu pot să vă răspund este dacă e o problemă acolo sau nu. Că nu e a noastră. Nu știm ce e acolo, nu știm cum s-a predat, preluat. Dar e important să o rezolvăm. A doua este că se poate închiria, pare că și operatorul spune lucrul ăsta. Și ok, mâine intrăm în consiliul local. Cu hotărâre să vedem ce înseamnă financiar. Nu e o problemă. Da. Pentru că asta nu este o joacă. V-am spus, nu vorbim de o pistă de biciclete care să face sau de un loc de joacă. Vorbim de o chestie foarte serioasă. Da. Și dăm drumul la treaba așa. Între timp să-și facă și reviziile. Eu nu-i contest că s-ar putea să... Și asta vreau să fie clar. Să fie posibil să trebuiască revizii acolo. Să trebuiască niște investiții. Nu știu. Pentru că nu știu, pentru că nu e al municipalității, al Consiliului Județean. Poate ne lămurește ceva de Consiliul Județean, dacă nu sunt toți plecați prin Concelii. Sau mai știu eu ce. Da, revenind. Când mă lămurește cineva, eu n-am o problemă să găsim soluția pe care am propus-o, pare că a fost acceptată și sper să o punem și în practică, ca să nu ne permitem vreodată ca 130.000 de puluiști să ne aibă avocat.